Răzvan, am lucrat 20 de ani cu diferite corporații. Am condus ultimele două, Fujitsu Siemens Computer și Nest Computer. Am investit sau fondat 8 companii în paralel. Iar din 2009 lucrez ca mentor vocațional și business angel, learning designer. Ce fac practic? Îi ajut pe oameni să-și găsească pasiunile și învăț cum să câștige și să aibă un trai decent, făcând ceea ce le place cu adevărat. Asta numesc eu mentorat vocațional, iar business angel este o etapă ulterioară în care investesc efectiv bani, timp, capital, networking în unele din aceste afaceri sau unii din acești freelanceri. Să vorbim un pic despre antreprenoriat. Mai întâi, ca să vă cunosc și eu un pic, cine din voi are deja o afacere, mâna sus? Ok. Cine are mai mult de o afacere sau a făcut mai multe afaceri? Mai puțin. Ok. Cine din voi s-a gândit măcar o dată în viață, vreau să ajung antreprenor, vreau cândva o să-mi deschid și eu afacerea mea? Ok. Aproape toată lumea. Ce facem noi când avem o idee? Ce face românul? Că românul este și poet, după cum vedeți, este și viitor antreprenor. Stă la bere, într-un pub, cu prietenii și deodată îi vine ideea. Băi, ce tare ar fi să ne facem un pub din ăsta, dar numai cu motociclete, numai cu bike. Îți vine ideea genială. Mamă, ce mișto ar fi. Dacă aș face român, pub, știi cum ar fi? Deci ar fi numai bikerițe îmbrăcate în costume sau indiferent ce trece lui prin cap. Primul lucru, ai o idee minunată, genială, te îndrăgostești, că doar e ideea ta, nu? Ok. Prietenii fiind și ei acolo cu tine, zic, wow, super, mam, când îi dai drum? Hai, abia aștept. Ai ideea. Și de aici sunt două drumuri. Unul este acela al antreprenoriatului clasic și celălalt este cel al Lean Startup-ului. Ce face antreprenoriatul clasic? Are ideea și mulți dintre noi rămân la stadiu de idee. Visează, mă, dacă mi-aș face, eu aș ști, toate afacerile să-l fac mai bine și rămân acolo. Visând la idee. Dar unii din noi sunt mai activi și se apucă să acționeze. Și, băi, dar chiar așa, hai să pornim asta, hai să dăm drum, hai să facem ceva. Și se duce și caută un capital de pornit, nu? Are nevoie de bani ca să pornească, să facă ce își dorește. Și unde se duce? La cei așa numiți în business FFF, Family, Friends and Fools. Adică prieteni, părinți și proști, da? Uite, în română vine PPP. Și zici, băi, am o idee super, să facem, nu știu, cel mai tare covrigărie din București. Sau cel mai tare pub de biker, sau un site, sau un joc, sau orice trece prin cap. Se duce la părinți, dacă părinții au bani, îi ajută. Se duce la prieten, băi, fii atent ce idee, hai, pune și tu 5.000, avem nevoie de 50.000 de euro. Intră și tu, dăm 5.000, 10.000, să facem, să trecem, să amenajăm, să închiriem. Sau fulls, adică acei investitori care nu au experiență de investment și nu au metodologie de a determina care sunt investițiile cu grad mic de risc. Și atunci zic, sună excelent, îmi place ideea ta și eu vreau bikers. Ia aici 10.000 de euro, dă-i drum. Asta este calea clasică. Te duci, strângi banii și zici, gata, trebuie să facem firmă. Păi, cine trebuie? Ne trebuie firmă. Sunăm, căutăm avocați, facem firmă, ne trebuie logo, ne trebuie design, ne trebuie identitate corporală, ne trebuie și un site, ne trebuie o secretară, dar ne trebuie și oameni care să vândă, ne trebuie și spațiu, ne trebuie aprovizor, ne trebuie avize, ne trebuie vânzător, ne trebuie... Și încep să cheltui, să cheltui, să cheltui, să cheltui toți banii respectivi, până în ziua în care, în sfârșit, afacerea este gata. Am lansat magazinul, site-ul sau pub-ul respectiv. Și totul e perfect, deci exact ca în visul tău. În sfârșit îmi văd visul, ochii, uite, deci culoarea, tot. Pe acolo mai scâți un pic, dar în rest am investit și am făcut tot așa cum viseam. Și stai și aștepți. Și vezi că nu intră nimeni. Păi ce se întâmplă, frate, am luat 50.000 de euro ca să amenajez aici. Ce se întâmplă? Și mai stai, mai dai un telefon, mai... Dai de un prieten aici. Campanie de promovare, că nu ai făcut, nu ai făcut PR, nu ai făcut marketing, nu ai făcut advertisement. Băi, da, trebuie să fac mai mult de asta. Și mai scoți vreo 40.000, 50.000 și faci o campanie de promovare, deci te duci la o agenție super
puternică care îți face un profil al clientului, îți stabilește care sunt canalele de promovare, te întreabă, ai un buget de 500.000? Nu. Ok, atunci renunțăm la above the line marketing, adică televiziune, radio, presă, mergem pe below the line, evenimente, PR, online, chestii de genul ăsta, îți mănâncă și aia vreo 50 de mii de euro, face o mulțime de evenimente, face o mulțime de... Și parcă încep să mai vină clienți. 1, 2, 3, 5, 10. Oricum ești sub break-even, sub nivelul în care veniturile zilnice, veniturile lunare, acoperă cheltuielile operaționale. Ăsta este momentul de criză. Este momentul în care te trezești un pic la realitate. Și te întrebi, băi, dar ideea mea are șanse? Că parcă ce am greșit? Ce neregul? Statistic vorbind, 90% din afaceri mor în primul an. În anul 2, încă 50%. Deci realitatea prin statistică ne arată că 95% din afaceri mor în primii 2 ani. Nu prea suntem conștienți de asta. Nu prea am auzit noi de 90% șanse să dai faliment pornind pe acest drum. Fiindcă de obicei ziarele și lumea vorbește despre succesul, despre acei 5% care au avut o idee, au vândut Dacia lui tata, au investit în ea și acum sunt milionari și apar în revista Biz, Forbes și alte reviste. Și ne creează impresia falsă că asta este calea. Ai o idee, investește în ea și vine lumea. Se întâmplă să vină lumea. Că asta este calea de a avea o afacere de succes. Dar din nou, cercetarea, statistica, realitatea, ne arată că 95 de alți oameni au făcut același lucru și au pierdut timpul, capitalul, banii, energia, dezamăgirea după ce ai cheltuit 80.000 de euro și nu ți-ai dat seama că e o idee care nu are șanse din diferite motive în momentul respectiv, pe piața respectivă, este foarte mare. Ți-e greu să mai pornești imediat după aia altceva. Mai ales că prietenii, family, friends and fools, deja voi, am mers pe ideea ta și ia uite, ai prăpădit banii, vezi că îmi datorez bani. Da? Asta este calea antreprenorului clasic. Ceea ce facem, fără să ne gândim prea mult, imitând așa zise modele de succes și care ne va duce cu o șansă de 95%, cu o probabilitate de 95% la eșec. Prin anii 2000, Steve Blank, în America, un serial entrepreneur, un antreprenor serial, și în același timp profesor în Stanford University, observă și la același lucru și în America, că nu e numai în România. Deci în toată lumea se întâmplă cam la fel. Și zice, băi, dar oare nu putem găsi noi nicio cale, nicio metodă să micșorăm riscul și costul de a valida o idee? Totul până și ok, ai o idee. Cum am putea să ne dăm seama dacă ideea aia va duce la o afacere de succes fără să investim timp, bani, capital, energie, atât de mult? Cum am putea să aflăm de la început? Și inspirându-se din Customer Software Development, din Agile Development, din Lean Manufacturing, dacă ați văzut, Toyota Lean Manufacturing, deci din diferite metodologii care existau în domeniul ăla, scrie o carte, cartea care a lansat mișcarea Lean Startup și se numește Four Steps to Epiphany. Deci atunci a apărut cumva acest curent și în care el practic propune o nouă metodologie prin care noi să ne validăm ideea de afaceri fără să riscăm foarte mult capital și timp și energie. Bun, hai să vedem care este această metodologie din startup. Să presupunem că avem o idee. Aveți o idee aici în sală? Zici cineva care are o idee de afaceri? Ok. Care e ideea ta? Deschid o școală de dans. Așa, o școală de dans, da? O agenție de turism. O agenție de turism. Care, orice fel de agenție de turism, sau e specializat. Specifică. Ok. Și tu școală de dans în general sau un anumit tip de dans? Un anumit tip. Un anumit tip de dans. Ok. Deci ai o idee. În loc să investim nu știu câți bani să închiriem un sediu mare, cu oglinzi, cu dansatori, cu reclamă, cu online, cu tot felul așa. Sau în loc să investim la fel, în online, iarăși trebuie autorizări, îți trebuie câțiva angajați să stea acolo, trimiți niște ghiți, în loc de a investi toți banii ăștia și după aia să vedem dacă există o piață, cum am putea să ne dăm seama dinainte?
Asta este unul din răspunsurile greșite care apar foarte des și care sunt învățate în facultățile de management, marketing și afaceri din România, care nu au niciun habar despre business. Și de afară, numai de la noi. De ce? Fiindcă în orice studiu de piață există un bias de self-image. Adică orice persoană, și asta la sociologie, Robert Cialdini și alți sociologi au studiat, în momentul în care ești întrebat de o domnișoară drăguță, că de obicei sunt domnișoare, dacă ar fi o școală de dans unde să înveți dansul cea-cea-cea, rumba, za, și ar fi cu dansatori internaționali și ar fi camerele pline de oglinzi, ai fi interesat? 80% în general răspund da, indiferent ce întrebi. Ai plăti 20 de lei ca să, sau 200 de lei abonament? 80% răspund, 70-80% răspund da. Fiindcă simt nevoia, au o imagine despre sine foarte înaltă și simt nevoia să cucerească cumva inconștient, și ăsta e mecanism inconștient, să se dea mari. Da, aș veni, aș da, ce? Aș da 200. Și dacă apoi întrebări de genul, câți bani ai dat? Aș da milioane, aș da toți banii care am. Și după ce tu investești și pornești la aceeași persoană și zici, uite, am lansat-o, ziceai că ai dat 200 de ron. E, da, da, rumba cea, acum, dar e prea de 200 de ron, da. Și doar 5-10% fac ceea ce au spus în sondajul de opinie că fac. Există un studiu foarte mișto, făcut foarte frumos, făcut în Michigan, în care studenții au fost întrebați dacă ar fi o asociație care v-ar cere o oră sau 5 dolari ca să lucrați pentru copiii bolnavi, i-ați oferit? Da. La 50 de metri după aia era o asociație care zicea, oferiți o oră sau 5 dolari. Din 70-80% care au zis, da, mi-aș oferit, nu e problemă, doar 50% la doar 50 de metri distanță au mai făcut ceea ce au spus. Ceea ce ne spune ceva despre eficiența unui sondaj de opinie în a determina dacă afacerea noastră va fi de succes sau nu. Sondajul nu funcționează foarte bine. 5-10% din informații sunt utile. Ce altceva putem face să validăm ideea noastră? Prototipare. Bună idee. Dar hai să vedem alea care nu funcționează înainte. Tu știi ceva. Răzvan are voie să spun. Kickstarter sau altă platformă de crowdfunding. Crowdfunding, da. Astea sunt ideile funcționale. MVP-ul, prototipul și crowdfunding. Dar ce mai fac oamenii? Ce învață la facultate? Sondaj, grup focus, vorbim cu un expert. Ce zici, o să meargă? Bă, unde să știe ăla? Din întâmplare a fost în aia 5%, i-a mers afacere? Da, păi îți vinzi Dacia și pui multă pasiune și dedicație și o să meargă. Dacă crezi cu adevărat în ceea ce faci, nu are cum să meargă. Sfatul ăsta așa generic. Nu am nicio relevanță dacă tu vei fi în stare să faci o afacere exact unde vrei să o faci, exact cum vrei să o faci și să funcționezi. Te duci la un angel investor, pe oameni la mine. Am un business plan. M-am gândit la asta. Uite, am pregătit, am făcut studii de piață. Trebuie 100.000 de euro de la tine ca să testezi ideea. Ce zici? Va merge? I have no fucking clue about that. Nu știu, habar n-am. Dacă sunt un angel investor prost, o să zic, da, sigur mergi, îmi place ideea, simt că ai potențial, simt că ești pasionat. Ia aici 100.000 de euro și peste un an ne vedem să vedem cum îi mai recuperăm. Așa, nici angel investorii, nici experții, nici studiile de piață nu ne ajută. Singurul mod, singurii oameni care pot să valideze ideea noastră sunt clienții plătitori, sunt oamenii care dau bani munciți greu, din buzunar, pentru ceva. Și în felul ăsta ne validează ideea respectivă. Și aici sunt două feluri în care putem primi această validare cu bani de la clienți. Deci ăsta este singurul lucru care mă interesează în Lean Startup. Validarea ideii cu bani de la clienți. Fie creezi un prototip funcțional, se numește Minimum Viable Product în metodologia asta, este un prototip, este cel mai mic produs care pot să-l fac funcțional, valoros pentru clienți, dar cu minimum de costuri. Fie testez pur și simplu ideea, chiar fără prototip, fără MVP, crowdfunding. Fac un filmuleț și zic, eu am de gând să fac o școală de cea-cea-cea. Sau am de gând să fac o agenție de turism în care să îmbin dezvoltarea personală cu locurile misterioase din toată lumea asta.
faci un filmuleț, îl pui pe o platformă de crowdfunding, Kickstarter e recomandată, că are cam 80% din piața de crowdfunding, și oamenii susțin, de fapt, cumpără ideea ta înainte de a produce orice și zic, da, m-aș abona. Și vinzi 100 de abonamente la școala de dans sau 1000 de călătorii înainte de a le planifica. Și ai deja capitalul de care ai nevoie ca să produci primele produse. Nu ai un investitor, ci ai deja cumpărători care ți-au dat bani ca tu să te apuci să produci. Deci, fie îți validezi ideea printr-o platformă de crowdfunding, fie îți validezi produsul creând un minimum viable product. Care ar fi un MVP pentru școala de dans? Înainte de a avea Dita mai sediu cu nu știu câți dansatori internaționali și cu... Care ar fi cel mai mic produs pe care poți să-l creezi, valoros pentru oameni, și pe care să nu te coste cât mai puțin și pe care să-l putem deja vinde, livra, și să vedem ce feedback avem. Cum mai putea să încep? Mic, mic, mic. Eu de obicei ofer prima oră gratuit. Deci înainte de a ne lua un super sediu, căutăm o sală disponibilă și oferim o oră, dar nu gratuit, că ea nu validează nimic. Da. Acolo unde e gratis, vine toată lumea. Vezi toate evenimentele, de exemplu. Zeci de evenimente unde vine toată lumea. Și nu cumpără nimeni după aia, apropo. Ci faci un curs de, nu știu, 20 de lei. Pui un preț. Asta e un preț la care, cred eu, privind cum e pe piață, piața este undeva pe la 30 de RON pe oră, eu mă poziționez la 20 ca să testez. Ofer curs de rumba cea-cea-cea într-un picior cu 20 de RON. Joi seara la Connect Hub, că e gratis și îmi oferă Dragoș Lău acolo spațiu. Și vezi în felul ăsta dacă sunt oameni realmente dispuși să plătească pentru asta. Observ dacă tu ești în stare să-i găsești, dacă tu ești în stare să organizezi lucrurile astea, dacă ție îți place să fii antreprenor, dacă ție îți place să faci lucrurile astea. Observi după ce livrezi acest MVP, dacă oamenii mai vin și la a doua oră. Au venit 10 prima dată, la a doua întâlnire 2. Îmi spune ceva, e informație reală, din practică, despre valoarea reală și nu ipotetică, imaginară, proiectată de mine, a produsului meu. Și îi întreb, de ce n-ați mai venit? Ce v-a plăcut? Ce nu v-a plăcut? Și toate informațiile de care ai nevoie ca să-ți construiești afacerea și produsul, le iei de la clienți. Nu de la ipotetici clienți, nu de la prospecți. De la oameni care vin și vor și sunt interesați de produsul respectiv. Și asta înseamnă validarea unei idei, fie printr-o platformă de crowdfunding, fie printr-un produs, un MVP, vândut, livrat, și după aia încep să întreb oameni. Ce ți-a plăcut? Ce nu ți-a plăcut? Ce poți să fac diferit? MVP-ul, odată livrat, el poate să pivoteze, adică poți să primești o validare, oameni, excelent, mai vrem, uite, mai vin cu 3 prieteni, sau, da, da, știi, parcă n-aș vrea să învăț cea-cea-cea, eu aș vrea tango, că tango e super la mod și toată lumea face. Și atunci se numește pivotarea, acțiunea în care pornești cu o ipoteză de afaceri, livrezi un MVP, oamenii zic, interesant, îmi place cum organizezi, îmi place energia ta, dar aș vrea ceva diferit. Și atunci pivotez. Asta e un alt concept din cadrul Lean Startup. Rezumând din nou, singurul mod de a valida o idee de afaceri și a ști cu riscuri și costuri minime că se poate transforma, că eu ca antreprenor pot să transform într-o afacere profitabilă de succes, este să validezi ideea sau un prototip sau un MVP prin vânzare unor clienți, prin livrare și prin a-i întreba ce anume e bun, valoros, ce anume se fac diferit. Lucrez cu oamenii în stilul acesta și chiar și după ce le explic această metodologie, încep, vorbesc cu oameni, livrează și tot mai vin, încă mai au reflexul ăsta de a veni la mine. Și ce să fac? Fii atent, am livrat și parcă aș face asta. Tu ce părere ai, Mr. Business Angel? Și eu zic, nu știu, dar ghici pe cine poți să-i întrebi. Clienți? Ah, super. Și încă vreo două, trei întâlniri, tot trebuie să vin la mine. Să schimb titlul așa sau așa? Habar n-am. Dar știi pe cine poți să-ți întrebi? Întreabă-ți clienții. Să fac evenimentele astea sâmbătă sau duminică? I don't know. Dar știi de unde poți să afli? Întreabă-ți clienții.
ceea ce încerc să-i formez pe antreprenorii români, wannabe startups, este să înțeleagă acest lucru, că tot ce ai nevoie, absolut tot ce ai nevoie să știi despre afacerea ta ca să fie de succes, se află deja în mintea clienților tăi. Ei sunt cei mai buni consultanți. Ei te învață cum să-ți crezi și să-ți construiești afacerea. Dar trebuie să faci un lucru. Să te duci la ei și să ne cunoscuți. Și să vorbești. Bună, sunt Dragoș. Eu fac cursuri de speaker arena. Am văzut că ai venit aici. Ce ți-a plăcut? Ce aș putea să fac diferit? Cum îți sună titlul? Cum îți sună ora? Cum sunt? Să vorbești cu oameni. Să le ceri feedback și după aceea să-l aplici. Și asta este calea aproape sigură. Există în continuare riscul de 5%, 10%, aproape sigură de a construi o afacere care să funcționeze. Întrebări? Am altceva, că spui că am un salon de înfrumusețare, da? Uh-huh. Acel prototip, cum îl fac? Hai să ne gândim, un salon de înfrumusețare. Am o idee. Ia uite, cum putem, mic și cu costuri mici? Uite, există majoritatea clienților acum, dacă trebuie să deja obiceiurile noastre de consum, merg în centre comerciale. Și sincer, zic că ar fi ceva inedit, o idee originală, dar majoritatea am văzut că salonul de frumusețe își oferă diverse servicii. Am văzut asta și în străinătate foarte mult. De exemplu, în Singapore am fost acum câteva luni și am văzut în mall, era un întreg, dar la noi încă nu se face chestia asta pe modul practic, la noi ne jucăm prea puțin cu treaba asta, mi se pare. Deci era un centru comercial, un întreg salon făcut în mijlocul, într-un culoar, da? Deci spațiu poate să fie de la cât înseamnă două fete până la, erau 10 acolo. Și pur și simplu puteai să te duci, era o șiruire de femei de-ale asiatice la coadă și puteau face părul. Masaj, așa, aranjau părul. Și am văzut eu și îndreptau părul. Era foarte simplu. Nu-ți ocupa mult timp. Imaginează-ți că tu... Deci asta, scuze-mă că te întreb, asta e o soluție? O soluție, te duci într-un mall sau în aeroportul, am văzut, și rogi pe cei care au acolo, știți, eu sunt un tânăr antreprenor, vreau să-mi deschid o afacere în domeniul frumusețării, dar pentru asta am nevoie să-mi validez ideea de afacere. Sunteți dispuși să mă lăsați să testez timp de 3 zile, într-un loc aici, să vin cu o fată, cu un, nu știu, un scaun de masaj, cu un scaun de aranjat păr și să testez dacă afacerea mea este valoare și oamenii să mă plătească. Fie ți-o oferă gratuit, fie vă ofer un procent din ceea ce câștig. Și vă pierd 20% din ceea ce voi testa și voi încasa. Te duci și spui proprietarului locului respectiv, îi spui onest, cinstit, autentic, ceea ce ai nevoie. Cea mai bună cale în vânzări este autenticitatea, onestitatea. Respect, autenticitatea, onestitatea. Mai ușor, cum ar fi? Să zice că nu găsești niciun mall din România și niciun aeroport. Cum poți să testezi? Cu cât mai puține costuri. Mergi acasă la client, la birou. Da, pui pe Facebook. Cât o pagină de Facebook nu te costă nimica. În domeniu te costă 30 de lei. Deci îmi fac o pagină de Facebook și zic seara ta minunată. Venim acasă și într-o oră te facem prințesă. Te aranjăm, te spălăm, te machiem, te masăm și te facem și nu știu ce. Nu? Imete și acum. 30 de lei. Și venim oricând, oriunde, oricum. Și încerci și promovezi și vezi ce se întâmplă. Cât ai investit în asta? Aproape nimica. Și te duci tu și faci respectiv. Nici măcar nu angajezi pe cineva. Că dacă ai o afacere, se presupune că ești un pic expert în afacere. Dacă ai jumătate de milion sau un milion, poți să angajezi pe alții. Băi, am un milion de prăpăduri. Ce de sociologie, fă-mi și o analiză, tu începi. Luați aici câte 50.000 de euro, hai să-i dăm drumul în afacere. N-avem. Atunci trebuie să mă pricep eu un pic la sales, la promovare, un pic de marketing, cum să vorbesc cu oamenii și însă și în business-ul meu. Vorbeam mai devreme cu Gabriel, un antreprenor, este backup pentru tot ce se întâmplă în firma lui. Da. Dacă nu vine un ospătar, e bolnav, antreprenorul stă la bar, servește, curăță WC-ul dacă e nevoie. Fiindcă e afacerea în care și-a băgat toți banii lui, familiei lui, prietenii lui, părinții lui. Nu-și permite să zică, e mizerie, da, e masă. Cel puțin un antreprenor vocațional, cum numesc, un antreprenor care face afaceri și produce bani din ceva de care e pasionat. Nu antreprenorii, cum să le zicem noi, oneroși, clasici, ceilalți,
aia care zice, dă-i masa de clienți, zică mersi că îi servesc. Și avem o mulțime de exemple și de genul ăsta. Vorbesc de aceia antreprenori care iubesc ceea ce fac, iubesc meseria, iubesc să facă ceva valoros și să primească bani ca apreciere pentru ceea ce au făcut valoroși, antreprenorii vocaționali. Da. Mai e o întrebare, dacă tu oferi consiliere pe partea asta, ai spus că ești business agent, da? Ok. Poți să ne lași datele tale? Da, asta vreau să întreb și eu, dar pe tine seminare, dacă... Cel mai ușor mă găsiți pe Facebook, Dragoș.Nicolaescu. Ăsta e singurul meu canal de promovare. Și acolo vedeți cine sunt eu ca om cu toate lucrurile care le-am în minte. Și dacă aveți o astfel de idee, dacă vreți fie ca persoană, fie ca business, să transformați pasiunea voastră, pasiunile voastre, într-o sursă de trai, dați-mi un mesaj, Dragoș, hai să ne vedem. Vă costă 100 de ron pe oră, nici măcar nu mult. Și începem să lucrăm. Lucrez cam cu 100 de oameni pe an și investesc cam în 3-4 afaceri pe an. Deci am un portofoliu. Dar în general începem să lucrăm. Mulți din... Succesul meu este când tu lucrezi cu mine și nu mai ai nevoie de mine cât mai repede. Când... Asta înseamnă Lean Startup. E... Cum să zic, pentru un investitor e sinucidere curată. Te învăț cum să nu ai nevoie de mine ca investitor. Te învăț cum nu tu să cauți capital la mine, ci eu să te rog să mă lași să intru în afacerea ta. Te învăț cum să crești folosind banii clienților mulțumiți, fideli și nebuniți. Wow, ce tare este, mai fă, crești, mai uite, du-te și în Galați. Mai, hai să creștem în toată lumea. E ironic, nu? Dar mie îmi place asta. Mulțumim mult, dragă. La început. Ce să fac să măturez emoțiile la început? Aveam și o discuție cu Dragoș înainte. Emoțiile există. Fie că le punem sub titulatura de frică, fie că le spunem altfel, ele există și ele sunt bune. Sunt bune în momentul în care te gândești, am de pregătit un plan și faci tot ce îți stă în putere ție ca să fii în formă maximă pe scenă. În momentul în care ieși pe scenă și te împiedică, acolo e bine să vezi metode de a le gestiona, de a le integra, de a le folosi pentru tine. Două metode foarte simple și ușor de aplicat, care o să vă ajute să faceți piciuri minunate și să vă simțiți încrezători pe scenă. Prima, exersați început, primele 2-3 minute, să vă fie foarte clare, să fie la nivelul în care te scol noaptea din somn la 2 noaptea și îți pun un reflector, zic zi începutul speech-ului tău, să-l zici, să fie cursiv. Exersați-l. Nu faceți neapărat o poezie pe care să o învățați, dar exersați ideile de la început să fie fluente, să curgă foarte ușor. Și dacă primele minute trec, repede ți-a intrat deja în ritm. Asta este o metodă foarte simplă și se bazează pe ideea de a avea foarte bine controlat începutul. V-aș sugera să o completați și cu exersați finalul, fiindcă într-un speech, mai ales dacă ai interacțiune, interacțiunea este minunată. E nevoie de interacțiune în speech, e recomandată interacțiunea, da! E greu de gestionat ca timp. Dacă ai un workshop sau un speech de o oră, o oră jumate, keynote, poți să te întorci, poți să faci multe cu interacțiunea. Dar dacă ai 10, 15, 20 de minute, dacă sunt mai mulți vorbitori, dacă e un eveniment mai comprimat ca timp, hai că vine pauza, după aceea vine ăla, vine ăla, atunci s-ar putea ca după un sfert de oră să te întrerupă și să rămâi cu niște idei nespuse. Așa că, foarte clar începutul, foarte clar finalul. Și dacă simți că trebuie să te apropii de final, sări de parțile pe care vrei să le spui sau doar le enumeri și treci imediat la final. Astfel încât speech-ul să aibă senzația de coerență și tu să ai încredere că ai spus tot ce ai vrut să spui. Exersați începutul și finalul și asta va da o mare, mare relaxare. 2. Se bazează tot pe ideea asta de a-ți cunoaște bine subiectul și de a fi implicat în el. De departe, cea mai bună metodă de a transmite energia ta și starea ta publicului este o experiență personală, o poveste. Intrați din prima în povești. Intrați din prima în povești, experiențe personale. Prima dată când am intrat în contact cu metodologia Lean Startup a fost momentul în care și eu am pățit aia sau am avut succesul ăla. Intri în povestea noi, cum s-o uiți, e a ta, e personală, transmite o energie, publicul este legat de tine și privesc că sunt lângă tine și scăpi de acele momente în care poți să te împiedici. Intrați într-o poveste, într-o experiență personală de la început și o să cuceriți publicul. În general, la TED se face asta, se face foarte bine. La TEDx-urile românești, din păcate, se aplică
copy-paste. Și acum trecem la subiectul 2, la partea de autenticitate. Vorbeam de... Un coleg spunea că se recomandă să fii static sau să mergi. La orice recomandare găsesc o contra-recomandare sau un contra-exemplu. Am văzut mii de speech-uri pe Vue sau pe net și pot veni cu un exemplu video de uite-te unul care face exact invers de cum spui tu și a ieșit. Deci nu e neapărat bine să căutăm un șablon. Iar la TED, în formatul conferințelor TED, le cunoașteți ca să nu fie un termen necunoscut. TED, le știți conferințele? Ok, super. Pentru mine este o sursă zilnică de inspirație. TED-urile mari pe TED.com, conferința aceea care îți plătesc 1000 de euro să particip și odată pe an în California, oamenii vin și de multe ori expun niște povești, niște experiențe personale la început. TEDx-urile sau sunt sub licența TED, dar sunt fiecare organizate independent, fac ce vor acolo, urmând niște guidelines-uri, niște bune practici. Și oamenii vin pe scenă și încep și ei să spună povești. Cel puțin la TEDx-urile românești spun povești, mai bine sau mai puțin bine, dar tot arunte de subiect. Ceea ce își pierde un pic sensul. Adică intrați în povești, dar nu vă lăsați capturați de farmecul lor și să nu mai băi nicio treabă cu ceea ce ai tu de spus. Adică spune o poveste despre subiectul pe care urmează să-l spui și ai rețeta câștigătoare. Publicul este lângă tine și ideea pe care vrei să o transmiți, ai legat-o de o emoție. Ideea poate se mai pierde, dar emoția aia rămâne și s-ar putea ca o parte din idee, un cuvânt cheie să rămână și brusc, oamenii au rămas întipăriți cu acea idee și senzație, poate pentru totdeauna. Asta este o parte. Trecem la partea de autenticitate, o parte foarte importantă. Mulți oameni consideră vorbitul în public o chestie de actorie și chiar sunt de rețete, de școli, mai ales în America, ei sunt foarte proceduralizați și de manuale și de chestii și de trebuie să te miști pe scenă. Nu. Trebuie să fii static pe scenă. Trebuie să ai gesturi lași, trebuie să ai gesturi așa. Și chiar cineva scrie un articol în state, dom'le, de 20 de ani fac training-uri de public speaking și nu mai vreau să le fac, m-am săturat, se pierde autenticitatea. Orice îi spun cuiva, pot găsi un contrastudiu, un contraexpert care să-i spună altfel. Și de fapt, care e adevărul? Adevărul este că sunt niște bune practici, niște idei general valabile care merg în majoritatea cazurilor pentru majoritatea prin persoanelor. Dar de la principiul la aplicare e cale lungă. Și fiecare dintre voi poate decide ce îi se potrivește și ce merge. Și v-ați sugera o combinație între cele două. De exemplu, apropierea de care s-a menționat de două ori, e o tehnică. În cursul pe care îl facilitez speaker elite, se studiază. E o lecție numită apropiere. E o tehnică, să vii mai aproape de oameni. Poți să faci ca o tehnică, mai ales în curs, poți să te vezi cum te simți cu ea, să o aplici ca tehnică, sau poate o faci tu natural. E bine să știi că există și tehnica asta, e bine să te joci cu ea într-un mediu safe, să experimentezi și după aceea să vezi dacă poate face parte din arsenalul tău, din persoana ta, din stilul tău autentic de a transmite. Să nu rămâi în fața publicului la o colecție de tehnici, fiindcă în momentul ăla te rupi. Nu mai ai o conexiune cu publicul ăla, ești doar un actor care livrează o serie de tehnici. Dar nici să desconsideri în totalitate teoria și tehnicile, fiindcă, băi, nu, asta nu mă fac natural. Tocmai ele, dacă le aplici cum trebuie, te ajută să fii natural, te sprijină și ideile alea te ajută să transmiți mai bine ceea ce ești tu. Că, din păcate, avem multe armuri pe noi, multe imagini, multe moduri de a ne proteja, multe măști și trebuie să sunt destul de mult să ajungi la acea autenticitate. Iar tehnicile îți dau relaxarea. Adresez o întrebare de angajare, ridic mâna, oamenii ridică mâna, mă simt confortabil, fiindcă sunt în contact cu ei, au făcut ceva și asta îmi dă relaxarea să fiu eu, să fiu autentic. Deci v-aș sugera să aveți ambele lucruri în vedere când căutați să fiți autentici. Și teoria, și tehnicile, și practica, și experiența voastră. Să vedeți în ce măsură se îmbină. Ce vă sugerez să nu faceți este să nu luați literele de lege absolut nimica. Trebuie să faci așa. Când au cuvântul ăla, deja mi se prinde un beculeț. În context de public speaking, nu trebuie să faci nimic. Faci ce-ți dorești. Experimentează. Am văzut lucruri atât de creative. Am văzut pe cineva care a zis, băi, nu vreau PowerPoint, eu vreau dansatori. Și un speech superb pe TED, care se cheamă Dance Instead of PowerPoint, sau ceva de genul ăsta. Și o întreagă mișcare în state în care oamenii își prezintă teza de doctorat, interacțiune între electroni prin dansatori, pe scenă. Adică, fii creativ. Alții împină cu muzică, alții împină cu pictat. Sunt o mie de lucruri pe care le poți face dacă reușești să treci peste barierele astea mentale. Sunt foarte multe
bariere, ziduri pe care ni le punem, iar în vorbit în public e atât de ușor să mergi mai departe și să vezi că, că nu e nimic acolo, că nu e un zid, că nu e ceva real, că sunt niște bariere care le avem noi puse de mult și, și să fii cu adevărat autentic, să fii vulnerabil, poate să expui ceea ce vrei tu și să faci asta bine. Rezum, îmbinați teoria cu practica, va ajuta foarte mult. Și acum trec la ultima idee din partea de feedback, partea de înjurătură, fac. E fascinant că acum o lună am vorbit chiar pe tema asta cu un mare comic român, Dor Octavian Dumitru. Știți, ați auzit de el? Eu am un vis, o dorință de vreo 2 ani lucrez la ea, de a lucra cu cineva care face stand-up comedy și de a face un workshop în care să luăm niște elemente de acolo pe care le putem folosi în context de vorbire în public. Am vorbit și cu stand-up comedians, m-am și văzut câțiva dintre ei. Sunt foarte puține lucruri care le ai din stand-up comediu pur, cum se face în România. Și chiar despre asta vorbeam cu Dor Octavian Dumitru. Uite că aia sunt brutali, îl jură pe scenă mult. Ăla e stil, adică cineva care merge la un show de stand-up comedy și este jignit de faptul că s-a înjurat, exact ca și mai merge la o piesă de acolo pe care scrie peste 18 ani și e o persoană goală în poză și tu spui, băi, dar e nuditatea la piesa asta. Ce vrei să facă mai mult de aia? Cum să te anunțe mai mult de chestia asta? E stand-up comedy, e clar că se înjură. Context de vorbit în public, în jurături, în limba română, cam greu de acceptat, fiindcă dacă ziceai fapt în limba română, era naibii de șimitor. În engleză parcă sună altfel. Care e misterul? În cultura lor, și asta mi-a spunea doar Octavian Dumitru, care a studiat în state chestia asta, vreo 4 cursuri de stand-up comedy, în cultura lor e un limbaj uzual ăsta. Sunt foarte multe cuvinte pe care, în mod sigur, știți pe Margareta Nistruș. Era în anii 90, jura mai acolo, ai kill you, te fac ferferință, nu știu ce, traducea aia, du-te naibii. În cultura lor cam așa sună. Deci cam așa sună pentru ei. Tot felul de cuvinte care, dacă le traduce mot amor, ar fi o chestie care probabil nici, nu știu, cel mai... Nici în pușcărie probabil nu se vorbește așa și ar fi oribil la Dumnezeu de 20 de ani. Și cum poți să vorbești așa? Adică, dar în cultura lor nu sună în jurături. Pe când în stand-up comedy românesc s-a preluat direct forma aia, să spunem, brutală de umor și se folosește. E recomandat sau nu să folosești în jurături în vorbit în public? În general nu. Și e o zonă destul de riscantă în care o parte din public s-ar putea să fie jignit. Și e o chestie de balansat avantaje și dezavantaje. E bine să vezi. Bun. Merg un pic pe direcția asta, s-ar putea să pierd o parte din public, dar ăla sunt eu, îmi asum că pierd o parte din public. Fiindcă rezultatul e important, rezultatul merită acel efort. Dar dacă e doar să obții un zâmbet, să obții un râs, în general rezultatul nu merită acest efort și să pierzi o parte din public și acest cost. Și ce merită să faci este să iei cât mai mult pe oameni lângă tine și umorul ar trebui să-i facă să râdă sau nu. În niciun caz nu ar trebui să rănească, să jignească. Deci atenție la înjurături. Asta era partea de feedback. Vreau să trec foarte scurt la partea de afaceri, de Lean Startup, de tot. E un subiect care mă fascinează, antreprenoriatul în general. Am avut afaceri, am și o afacere. Speakers Arena începe să fie un proiect antreprenorial, dar are o latură socială foarte pronunțată și nu va fi gândit prea curând ca o afacere producătoare de profit, ci mai degrabă ca o metodă de autofinanțare care să facă proiectul sustenabil. Însă, ieri am fost invitat să țin un webinar la Junior Achievement România. Ați auzit de ei vreodată? E ok, puțin ați auzit, foarte interesant. Ei ajung la 20.000 de copii anual cu proiectele lor de antreprenoriat. 20.000 de tineri de liceu și de facultate învață timp de un an să facă business. Cum trebuie, adică antreprenoriat, curat și fac, îi pilotează. Ieri am vorbit, am făcut un webinar cu vreo 30 de tineri care aveau deja afacerile începute de câteva luni, le aveau deja pilotate, unii aveau și clienți, făceau curiera pe bicicletă, aveau deja 3 firme la care făceau asta în Constanța. Sunt niște proiecte incredibile, niște proiecte care schimbă România de jos în sus și nu o să aflați de ele prea acolo la televizor. Sunt mai așa, pe niște canale mai ascunse, printre ONG-ști, trebuie să vă infiltrați ca să aflați de lucrurile astea minunate. Și pe lângă ei sunt mulți alții care fac lucruri bune, dar iarăși, nu. Adică cine s-ar uita la o știre despre 20.000 de tineri care fac o chestie frumoasă? Bă, omorât pe ăla pe cineva? Nu. Nu mă interesează. Nu o să aibă prime time vreodată așa ceva. E o chestie de rating și nici măcar nu e neapărat vina televiziunilor. Marea majoritate vor să vadă chestii șocate, nu chestii bune. Alea sunt de situare, lasă. Să scrie pe România pozitivă sau pe undeva despre ele. Nu o să ne uităm noi la televizor la așa ceva.
Și tinerii ăștia o să vorbească miercuri în fața unei comisii, un fel de arena leilor, varianta mai cu minte, așa, nu o să intre foarte tare persoanele alea în ei, fiindcă sunt tineri pe de o parte, pe de altă parte, persoanele respective nu vor investi în afacerea lor, ci doar îi vor sprijini și vor primi un premiu financiar. Cum credeți că vă ajută vorbitul în public și ideea de pitch în a lansa o afacere? În primul rând, vă este cunoscută ideea de pitch? Ok, o să o spun foarte pe scurt. Ideea de elevator pitch, reușești să spui în 30 de secunde, un minut, despre afacerea ta, despre tine, astfel încât să fii convingător în fața unui client, în fața unui potențial investitor, în fața unui om care poate vrei să te angajeze, dacă pitch-ul este despre tine și vrei să fii angajabil. În fața oricui vrei să-l convingi de ceva, să reușești să faci asta scurt, repede. Care mi se par mie avantajele incredibile în momentul în care îți pilotezi ideea, este că ți-o clarifică. Bine, spune-mi ce vrei să faci. Păi vreau să fac o școală de dans în care să umple. Și vezi cum ăla vorbește un sfert de oră. Da, e minunat dacă ai un sfert de oră să-l asculți. Majoritatea nu au. Spune chestia asta într-un minut. Și e muncă. Și începi să te gândești. Ok, deci care este elementul esențial care trebuie să-l transmit și cum să înțeleagă? Și să fii și clar în minutul ăla. Adică să răspunzi la întrebarea cine ești tu, foarte repede, după aceea la întrebarea ce faci. Că, de exemplu, ieri cei cu curieratul pe bicicletă, când au făcut pitch-ul lor și le-am dat feedback, o luaseră pe tot felul de alte căi, că facem proiecte sociale, nu știu ce. Și, într-adevăr, erau între chestia care vreau să o facă, niște bani din profitul lor se întoarcă în a crea piste de biciclete, dar era mult mai încolo. Nu încep cu chestia asta, că intri în confuzie. Ok, deci ce fac ăștia, curierul pe bicicletă? Și ce trebuie în proiectele sociale? Și trebuie foarte repede să spui școală de dans. Deci, după aceea apare partea tricky. De ce? De ce ești tu cel mai bun să faci asta? De ce ideea ta merită ascultată? De ce? Și acolo trebuie să vezi value proposition. Ce le oferi oamenilor diferit? Școala de dans la care te vei simți minunat și vei reuși în 3 lecții să faci nu știu ce așa. O chestie scurtă. Și după aceea partea de sales, efectiv. Cursul încep joi, vrea să vii? Am început deja să strângem pentru o grupă. Costă 200 de lei. Te-ar interesa? E. Dacă reușești să faci asta, o lume întreagă ți se deschide, fiindcă începi să primești, pe de o parte, clienți plătitori, pe de altă parte, băi, nu o să meargă asta niciodată, să-ți spun de ce. Sunt faimoși oameni care îi vedeți la fiecare bloc, e gașca de la fiecare bloc, stă afară, jos, cu semânța, e obligatorie, este în cubul, cu semânța, cu berea, jos acolo, pe trotuar, are cum să meargă asta. Stai mă, să-ți explic de ce. Acum, dacă tu îi folosești pe ăștia ca sursă de motivație, să-ți dea aripi, să cara Red Bull acolo, să fie geraș, te-ai îngropa. Acolo ai rămas cu ei, iei și tu o bere și rămâi acolo. Dacă îi folosești însă ca o sursă de informații despre percepția asupra ta, e minunat. Fiindcă începi să vezi tot felul de păreri și unele încep să se repete și atunci începe să ți se aprinde un bec. Da, mă, deci toată lumea spune că există o groază de agenții de turism, ce loc mai are una pe piață. Și poate în biciul tău sau într-un discurs mai lung încep să integrezi chestia aia. Poate sub o formă de genul, știu că vă gândiți că există multe agenții de turism și ce oferă mea, sau poate pur și simplu intri în răspuns. Noi suntem diferiți fiindcă. Și uimitor, obiecțiile încep să dispară dinainte de a fi formulate, fiindcă tu le-ai contracarat și devii mult mai persuasiv. Deci are cel puțin două avantaje, biciul. Pe de o parte îți clarifică ție ideea, pe de altă parte ori ai clienți, ori ai informații care te ajută să înțelegi cum ești perceput și să lucrați cu el. Vă sugerez sau vă urez mult succes în tot ce vă doriți și vă mulțumesc că m-ați ascultat.